Se întinde de la Marea Baltică până la Marea Bering. Are 9 fusuri orare și găzduiește cel mai poluat loc de pe planetă. Ei bine, în cele ce urmează, vă invit să aflăm împreună 21 de curiozități despre Rusia. Cu toții știm că Rusia este o țară cu o suprafață mare, nu? Ei bine, Rusia are o suprafață totală de 17 milioane de kilometri, unde se găsesc 9 fusuri orare, fiind cea mai întinsă țară din lume, chiar și mai mare decât planeta Pluto, a cărei suprafață este de 16,65 milioane de kilometri pătrați. Știați că până în 2011, în legislația rusă, berea nu era considerată o băutură alcoolică? Știați că pentru a putea fenta traficul infernal din Moscova, mai mulți oligarhi ruși și-au achiziționat ambulanțe false, în interiorul cărora condițiile sunt unele ce ar face invidioși și pe posesorii de Rolls-Royce-uri? Știați că Siberia ocupă 77% din suprafața totală a Rusiei, adică 13,1 milioane de kilometri pătrați, iar cel mai populat oraș din această regiune are doar 287.000 de locuitori? Știați că, în medie, într-un an, un cetățean rus consumă aproximativ 18 litri de alcool, dublu față de limita maximă? Știați că doar 82 de kilometri este distanța care desparte Rusia de Statele Unite ale Americii? Cel mai estic punct al continentului asiatic este capul Dejnev din peninsula rusească Chukchi, în timp ce capul prințului de Wales este cel mai vestic punct al continentului nord-american, aflându-se în statul Alaska. Știați că din cauza alcoolului, peste jumătate de milion de ruși mor în fiecare an? Dacă pisica ta s-a săturat să stea degeaba și vrea să-și caute un loc de muncă, ei bine, aceasta se poate angaja ca paznic la Muzeul de Stat Hermitage din Sankt Petersburg. Încă din secolul al XVIII-lea, la Muzeul Rus sunt angajate pisici pentru a proteja operele de artă împotriva răzătoarelor. Știai că în Rusia există o lege încă din 2013 care interzice părinților să le spună copiilor că există persoane gay în lume? Echipa olimpică a Rusiei a reușit o performanță unică în lume. Aceștia au ajuns la Jocurile Olimpice de la Londra din 1908 cu 12 zile mai târziu decât era programat, din cauza că la acea dată rușii nu foloseau calendarul gregorian. Știai că rușii sunt unii dintre cei mai iubitori oameni ai ceaiurilor? Ciudat, nu? Anual, consumul de ceai din Rusia pe cap de locuitor este de 1,38 de kilograme, fiind întrecuți doar de britanici și turci. În sudul Siberiei se găsește lacul Baikal, care reprezintă cea mai mare rezervă de apă dulce din lume. Circa 23.000 km cubi, ceea ce înseamnă 20% din apele dulci înghețate ale lumii. De asemenea, este și cel mai adânc lac de pe glob, ajungând la o adâncime de 1637 metri. Știați că Rusia a vândut în anul 1867 Statelor Unite ale Americii Alaska pentru doar 7,2 milioane de dolari, ceea ce înseamnă că pe americani a costat puțin peste 4 dolari pe fiecare kilometru pătrat achiziționat? Știai că Stalin, până la vârsta de 8 ani, nu a învățat rusă, deoarece limba lui maternă era limba georgiană? Știați că Rusia și Japonia încă se află în război din 8 august 1945? Chiar dacă sună ciudat, cele două țări, teoretic, nu au semnat niciun tratat de pace după încheierea celui de-al doilea război mondial din cauza disputei asupra insulelor Kurile din Oceanul Pacific. Încă din 1959 există un centru de domesticire a vulpilor roșii la Institutul de Citologie și de Genetică de la Novosibirsk. Știai că originea cuvântului vodka vine de la cuvântul rusesc voda, care înseamnă apă? În sudul munților Ural se găsește cel mai poluat loc de pe planetă, acesta fiind lacul Karachay, unde într-o oră nivelul de radioactivitate ajunge la 600 de rotgeni. Poluarea lacului este cauzată de fabrica de armament nuclear care își aruncă deșeurile radioactive direct în lac, fiind închisă în 1990. Primul copil din Rusia care a fost vaccinat împotriva variolei a primit de la autoritățile rusești numele de Vacinov. Acesta a fost ținut sub supraveghere toată viața lui, primind chiar și o pensie pentru acest lucru. Știai că cel mai notoriu criminal din Rusia,
Vladimir Nikolaev, obișnuia să-și cheme prietenii la cină, servindu-le o parte din carnea victimelor sale, soția sa fiind cea care gătea, crezând că soțul ei i-a adus carne de cangur. Rusia este o țară care deține cele mai multe focoase nucleare din lume, numărul acesta fiind de peste 8400, ceea ce înseamnă jumătate din rezervele mondiale de uraniu îmbogățit. Noi sper că v-a plăcut acest episod, dacă da, nu uita de like, iar dacă ești nou pe canal, un subscribe m-ar ajuta foarte mult. Și evident, nu uita de share, ca să vadă și prietenii tăi la ce curiozități te uiți tu. Eu am fost Joker și vă mulțumesc pentru vizionare. Salut!